constituirea unei comisii care este decretată fie și legal de către președintele Republicii Moldova, atunci când în această comisie sunt incluși doar reprezentanții unui singur partid, când sunt incluși reprezentanții instituțiilor de stat, nu este clară logica, deci includerii unora și altora. Nu este clar statutul acestei comisii. Nu este clar care sunt împuternicirile și drepturile membrilor comisii. Nu sunt clari termenii. Deci nu sunt clare, când vorbesc de statut, există forme constituite, deci de lucru a comisiei. Dacă este o comisie în care autoritățile doresc să se consulte cu anumiți reprezentanți ai societății civile, deci este un format. Dacă este o comisie de investigare, asta este cu totul alt format. Este în dreptul președintelui să constituie orice comisie el consideră necesară. Exact în același fel este dreptul meu de a-mi vedea rostul în activitatea acestei comisii sau nu. Deci eu nu am fost consultat. Deci consultat în sensul dacă aș dori eu să devin membru unei comisii cu astfel de format, astfel de statut, astfel de împuterniciri. Or, tot ce aici fac eu, în calitatea mea de, să zicem, conducător a unor instituții, Institutul European de Studii Politice, care este logo-ul oficial, l-am primit la Consiliul Europei, deci nu l-am botezat eu, că așa mi-a părut mai plăcut. În calitatea mea de director de informare și documentare despre NATO în Republica Moldova, deci eu activez ca conducător acestor organizații neguvernamentale, pur naționale, în limitele acelor standarde pe care le promovez, fie standardele euroatlantice, fie standardele europene. Și în măsura în care noi, adică eu și europenii, le înțelegem. Și atunci când aceste standarde nu le văd imprimate în comportamentul sau în activitatea altor actori din Republica Moldova, eu nu pot să-mi ofer serviciu sau să-mi ofer participarea mea în anumite activități, reguli care nu sunt stabilite. Toate aceste lucruri m-au făcut să fiu să rog să fiu exclus din această comisie, deși desigur că aveam și anumiți colegi mă încurajau văzând prin această posibilitate de a folosi și tribuna acestei comisii pentru a expune acele 10 de rapoarte pe care le-au elaborat colegii mei din alte organizații neguvernamentale. Astăzi încă nu există o viziune și o certitudine de încadrare în soluționarea crizei politice, dar este o criză politică în viziunea mea, Republica Moldova, a partenerilor noștri din Uniunea Europeană. Or, Partidul Comuniștilor, principalul slogan sau cel mai mediatizat slogan în campania electorală, a fost împreună spre un viitor european. Cunoaștem informații, dar nu știu esența acestei dialog pe care îl poartă președintele Republicii Moldova cu instituțiile europene, cu Xavier Solana sau cu Topolanek. Nu știu în ce măsură va fi această cerere din partea oficialilor Republicii Moldova vis-a-vis de instituțiile europene. Nu știu încă în ce măsură alți actori vor accepta acest format, dar din momentul ce îl vor accepta și el va fi pus în aplicare, deci în acest context suntem gata să venim cu totul ce avem noi în societate civilă. Cum calificați faptul că din această comisie fac parte doar reprezentanții pe CIREMIA? Credeți că ar fi vorba de mușamalizarea unor fapte concrete? Categoric nu vreau să fac niciun fel de învinuire a priori. Deci nu este vorba acum de... Nu exclud faptul că această comisie ar putea, într-un fel sau altul, produce și ceva util. Noi cunoaștem două opinii, două presupuneri. O presupunere
vreau să zic că aparține unor oficiali și alte presupunere aparține, vreau să zic că, eu știu, societății civile sau partidelor de opoziție. Dar încă nu am văzut o activitate în care ambele părți să examineze unele și aceleași fapte. Într-un mod aplicând, vreau zic, legislația și instrumentele existente. Pentru mine mare problemă este în ce măsură a existat în evenimentele din 7-8 aprilie improvizația și în ce măsură a existat reavoință, deci o chestie organizată și previziuni și pregătire pentru aceasta. Deci cine au fost tinerii aceia care au acționat foarte rapid și virulent? Deci au fost ei de cineva aduși în mod intenționat, pregătit, sau ei s-au manifestat, insist asupra unei, a unui termen care există în toate manualele de sociopsihologie, deci capacitatea oamenilor de a se auto-organiza. Indiferent de faptul, a primit ordine incorrecte, astea de cum sunt detalii. Dar, practic, poliția s-a prăbușit. Imediat, toată conducerea Ministerului de Interne, Serviciului de Securitate, ar trebui pur și simplu să-și dea demisia. Pentru mine rămâne a fi acest moment. Există cineva care a dirijat aceste evenimente, vreau zic, dorind anume un așa sfârșit sau lucrurile s-au precipitat și, vreau zic, au fost improvizații nereușite din partea mai multor actori în sensul acesta. Bine, aș fi foarte cointeresat să aflu acest lucru, dar din istoria acestor evenimente, eu cred că adevărul de acum nu o să-l cunoaștem niciodată.